După un proces îndelungat, primăria Giroc anunță obținerea finanțării pentru un nou proiect amplu de asfaltare. Valoarea totală a investiției se ridică la 10 milioane de lei, bani asigurați de Compania Națională de Investiții. Proiectul include 19 străzi, 16 în Giroc și 3 în Chișoda. După finalizarea proiectării, primăria Giroc va demara procedura de licitație. Termen estimativ de începere a lucrărilor este luna noiembrie 2024. Săptămâna viitoare va fi publicată lista completă a străzilor care vor beneficia de asfaltare din bugetul local al acestui an.